Vă salut! Bine ați venit la un nou clip pe canal. Așa cum ați văzut în titlul de la acest video, în această cutie se află motocultorul OMAC MC700, un model nou de la OMAC, garanție 5 ani dacă înregistrați produsul pe site. Sunt câțiva pași foarte simpli și vine la pachet înregistrarea și cu alte beneficii pentru noi membri pe site-ul OMAC. Câteva detalii rapide acum până desfacem cutia. 70 de kg greutatea netă, motor de 7 cai putere. Așa cum vedeți, capotă cu faruri LED. Transmisia de la motor către cutia de viteze este pe curea. Transmisia cutia de viteze către ax, pinioane în ulei și lanț dublu. Se livrează la pachet cu roți de cauciuc profil agricol, freze segmentabile și roată frontală pentru transport când lucrăm cu frezele. Ambalajul, așa cum îl vedeți, scrie aici, are greutate 86 de kg toată această cutie. Sunt foarte curios să vedem acum cum arată acest utilaj, cum vine ambalat. Să-i facem un montaj și după aia primii pași pentru prima lui pornire. O să scot tot ce este în cutie. La cum arată cutia, are un motocultor ambalat destul de compact. Probabil va fi nevoie de mai mulți pași la montaj. O să scot tot și o să înșir pe jos, după care vom vedea mai bine cum arată toate componentele care le primim. Voi fi nevoit să rup cutia, pentru că altfel nu-l pot scoate. Și o să vedeți și mai bine modul de împachetare. Aici sunt freze, talere, haideți să desfac și ăsta. Anumite componente acum ies din cadrul acesta metalic pentru că nu mai sunt susținute de cutia de carton. Mă refer că aici sunt aripile. Parte din coarne. Deci cam așa arată ambalarea. O să scot absolut tot ce este aici. Le înșir pe jos ca să vedeți ce conține pachetul și ce va fi necesar să facem pentru montaj. Am scos tot ce era în cutie. O să vi le arăt un pic mai în detaliu, dar acolo nu am scos roțile de transport, cele de cauciuc. Pare că motocultorul se sprijină pe ele cu partea frontală și coarnele. Am crezut inițial că le pot scoate, dar sunt prinse cablurile deja de la accelerație, de la butoanele de pornit-oprit pentru faruri și le-am lăsat așa. O să desfac după aia cadrul să îi pun cumva roata frontală pentru stabilitate, apoi o să îi pun roțile de cauciuc, dar haideți să vedeți cum arată tot ce era în cutie. Vedeți, talere, carcasa de la transmisia pe curea, aripi,
Materiale foarte bune, culoare foarte frumoasă, sunt foarte groase aripile dintr-o tablă foarte groasă. Ăsta va veni la coarne. Aici cred că avem și o cutie pentru depozitare, tot la coarne. Capota, îmi place foarte mult capota. Nu știu dacă vedeți, are 6 LED-uri la fiecare far, sigur va face o lumină deosebită. Îmi place și sigla OMAC scoasă în evidență aici, nu este ceva aplicat. Are grile de ventilație peste tot, un mâner aici, integrat frumos. Când o să scoatem capota pentru alimentare cu benzină sau alte lucruri, tija de adâncime, roata frontală, schimbător. Astea sunt suporți de la capotă, manicoți destul de lungi, observ. O pungă cu șuruburi, niște chei și un manual, probabil și certificatul de garanție. Frezele au venit așa cum le vedeți. Deci una e montată aproape complet, îi mai trebuie doar talerul și una este segmentată. Deci asta este tot ce conține cutia. Să vedem și ce conținea punga cu accesorii. Certificat de garanție, manual foarte stufos, am observat, cu motor separat, deci conține și manualul motorului. Într-o pungă au fost aceste chei, imbus, șurubelniță, vedeți, cu două capete. Astea cred că sunt toate de la roți, de la montarea manicoților. Aici altă pungă cu o piuliță foarte mare, neagră, cred că de la carcasa curelei. Bolțuri, șurubele și șaibe. Șoricei din ăștia de plastic, coliere și cheia de la bujie. Deci asta este ce conținea. Văd că sunt detalii și despre montaj. Și aici vedeți destul de în detaliu întreținerea filtrului, schimbarea uleiului, întreținerea utilajului, unghiul de normal de funcționare, pornirea motorului. Deci este un manual foarte cuprinzător, detalii tehnice. Motorul la pagina 32 până pe la 58 aproape, deci va fi ușor de întreținut și de avut grijă de acest utilaj, pentru că manualul conține extrem de multe detalii. Gata, mă apuc de montaj, încerc să-l scot din acest cadru metalic. Am desfăcut partea de sus a cadrului, restul este fix. Mă gândesc acum să-i pun direct coarnele, pentru că sunt prinse cablurile și tot ce este necesar, după care să-l extrag de aici, din cadru. I-am desfăcut șuruburile de jos de la axul frezelor. Îi pun coarnele să nu mă încurce când o să-l trag de aici, din cadru. Merez puțin mai greu filetul. Poate mă încurcă coarnele, gata. Foarte simplu de montat coarnele. Am început montajul cu operațiune inversă, aș putea spune. Și acum stă cât de cât, trebuie să înșin de aici, se pare. Și acum îl pot scoate din cadru și îl pun aici. Nu văd să mai țină în nimic. Nu este un utilaj greu, așa cum vedeți. Ia uitați.
Aici sunt niște săculeți cu granule de alea siliconice pentru umiditate pe perioada transportului. Pot să mut și cadrul. Vedeți cât de simplu. O să montez manicoții. O operațiune foarte simplă. Asta este punga cu șuruburile și șaibele pentru ei. În pachet este cheie de 16. Eu mi-am adus suplimentar, poate trebuie să țin cumva contra și lucrez mai ușor cu cheile mele. Și roțile înainte vor trebui umflate. Mi-am adus și pompa, pare a fi puțin moi. Deci trebuie făcută presiunea. După care montez manicotul, da, zero. Deci nimic. Pentru că nu-l pun la remorcă sau ceva de genul, nu o să bag mult aer, multă presiune în ele, o atmosferă, unul și ceva. Să mă ajute doar să-l transport pe roți acolo unde am nevoie. Nu le forțez să le umflu până crapă sau mai știu eu. Sunt detalii aici pe ele, cât ar trebui băgat. O să bag o atmosferă în fiecare. Gata. Sigur, vă puteți descurca și cu cheia care vine în dotare, pentru că șaibele sunt și șaibe Grove pe lângă celelalte și se va strânge bine și cu o cheie. Dar dacă e nevoie să ții contra, mai trebuie o cheie de 16 pe care nu vine. În pachet este doar una. Vedeți cât de simplu este. Le montez și continui montajul. O să pun roțile, o să pun tija din spate și după aia roata frontală. Ia să iau eu cupla, să o punem înainte să-i pun roții. Roțile-s montate, dar ia uitați aici ce cuplă solidă are. Zici că e de la motosapă de peste 10 cai putere. Și întărită și un metal foarte gros și se prinde și în 3 bolțuri aici. Deci e ceva foarte solid, foarte robust. Mă gândesc, nu știu exact deocamdată cât de capabil este utilajul, dar probabil are 3 bolțuri ca să o putem da, să zicem, așa. Poate avem nevoie să o mutăm câțiva centimetri încolo, câțiva încolo. Mă gândesc că de asta sunt cele 3 bolțuri pe lângă faptul că îi conferă și o rezistență foarte mare aici. Stă bine.
acum o să să-i pun și tija. Așa cum observați, avem aici șuruburi pentru reglaj unghi. Haideți să pun așa. Un lucru foarte bun, pentru că putem folosi și alte accesorii, nu doar neapărat tija asta. Pus pune o rariță unde ai nevoie să-i reglezi unghiul, cum va intra în sol când îți faci niște biloane pentru cartofi sau ceva de genul ăsta. O să o fixez și eu puțin acum să nu zdrâncăne. Provizoriu. Bun. Acum să punem roțile. Dacă tot sper că vedeți transmisia de la cutia de viteze către axul frezelor. Este din antimoniu și este protejată suplimentar cu carcasă din oțel. Și aici, așa cum v-am spus, sau nu știu dacă mi-a scăpat, este cu pinioane în ulei și lanț dublu. Acum alegem și sensul roților. Trebuie să fie cu V-ul în față. Așa cum vedeți, este foarte ușor de manevrat utilajul, pentru că nu are o greutate mare. Și eu l-am pus aici să se sprijine în ambalajele care le-a avut în cutie. Deci vedeți, simplu, simplu, ușor. Așa, acum să-l băgăm și bolț. L-am pregătit aici. Și după aia continuăm cu mai pregătesc unul și pentru roata cealaltă. Continuăm cu roata frontală. Ia să vedem. Stă bun. Montajul este simplu, am făcut puțină ordine aici. Deocamdată sunt montate roțile și tija de adâncime, am pus și frezele cap la cap, cum s-ar spune, și ce aș vrea să vă arăt, le-am pus eu mai în soare ca să încerc să vă arăt ceva. Deci ele așa vor veni pe utilaj, trebuie să țineți cont de sensul lor. Ele sunt și notate stânga-dreapta, left-right în engleză, dar trebuie să fiți atenți la cum vin cuțitele. Deci vedeți, unul vine aici, unul vine aici, unul vine aici. Deci au o formă, să zicem, de burghiu când merg. Vedeți, ăsta lovește primul, după aia ăsta, după aia ăsta. Și trebuie să fie identice. Deci ambele trebuie să fie identice, cuțitele să vină la fel. Nu știu cam bate soare, nu știu cât de bine puteți să vedeți. Eu văd destul de greu pe monitorul camerei. Vedeți, ăsta vine aici, freza cealaltă aici. Ăsta vine aici, freza cealaltă aici. Deci să fie identice ca motosapa să meargă cât mai fluid, să zicem, în teren. Frezele sunt destul de mari. Par de motosape din astea de la 8 cai în sus. O să vedem după aia și lățimea de lucru, o să încercăm să aflăm și ceva de lățimea minimă, dar să continuăm montajul, o să încerc să pun roata frontală acum. Nu e o operațiune grea, roata este foarte solidă, cauciuc plin, cadrul aici la fel foarte solid și probabil vedeți ce văd și eu. Suporți pentru transport, freze sau alte accesorii. Aici aș putea să spun clar nota 10 OMAC. Să presupunem că eu aș putea să-mi pun chiar greutățile mele de fontă care au manicot. Le prind cu bolți
și mă ajută în cazul în care am nevoie de mai multă aderență. Deci nota 10 pentru acest lucru. Aici este o agrafă de siguranță. Piuliță șaibă, vedeți imediat cât de simplu este de prins roata asta. Îi scoatem și bolțul. Și se bagă aici pe cadru. Ea va veni așa. Și după aia bolțul. Deci asta este poziția. Când avem nevoie, ne sprijinim în ea ca să transportăm frezele, le ridicăm de coarne ca pe o roabă. Când lucrăm, mutăm roata în poziția sus. Vedeți cât de simplu. Este posibil în lucru să constatați că are un oarecare zgomot, pentru că vibrează din cauza motorului prin provizoriu acum. Și s-ar putea, pentru cei care sunteți foarte, să zicem, atenți la detalii, să vă deranjeze un pic. Se poate da jos fără niciun fel de problemă. Acum e fixată. Asta este tot. Acum trebuie montate aripile. Carcasa de la curea nu este montată din fabrică, tocmai pentru că trebuie pusă aripa. O operațiune la fel de simplă. 3 șuruburi din cele 10 care le găsiți în punguța mai mică. Am pus șaibă, șurub și va veni piuliță pe jos. Le fixez provizoriu și le strâng după aia. Vedeți cât de simplu este. După ce prind aripa, pot monta și carcasa de la curea. O prind și pe cealaltă și după aia le strâng. Am fixat și aripile, foarte bine vin. Mai am pe partea asta să montez apărătoarea de la curea și asta are un montaj extrem de simplu. Avem în pachet piulița asta și atât. Trebuie atenție aici când se bagă. Trebuie să iasă șurubul pe aici. Am strâns. Nu exagerat. Și asta este tot. Ia uitați ce bine stă. Acum în pachet mai sunt doar 4 șuruburi de astea, cum ați văzut, la aripi. Acele șuruburi sunt pentru cutia de depozitare de la ghidon. Acum o să trebuiască să mă ocup de montajul suporților de la capotă. Unul va veni, cred că aici în față. O să văd poziția, ceva de genul ăsta presupun, și unul cumva aici în spate. Ceva de genul. Se va prinde acesta pe șuruburile de la rezervor și acesta mai mare pe șuruburile de la prinderea ghidonului la cutia de viteze.
Începe să arate tot mai bine utilajul, motocultorul MC700. Îi pun acum și suportul de capotă, cel frontal. Îmi place că este și atenție la detalii. Aici avem o clemă, vă arăt acum ca să vedeți, care va prinde cablurile, probabil și pe cel de la faruri, pentru că de-aia e lăsată deschisă. Protecția aici pentru mufe, aici sunt mai multe mufe. Arată bine. Motorul are senzor de ulei, aveți grijă când mergeți cu el înclinat și vi se oprește, să știți de ce. Senzorul dă comanda asta. Pun suportul aici. Aici am nevoie și de un prelungitor. Trebuie scoase aceste două șuruburi. Ia să văd dacă pot să-l desfac la mână, pot. Acum trebuie doar montat suportul. O să fiu atent la acest cablu. Deci asta este probabil, probabil singura poziție cum va veni. Deci nu va veni așa. Va veni așa. O să văd după ce îl prind dacă necesită vreo ajustare pentru capotă. Aici am întâmpinat o mică problemă. O să vin și mai aproape să vă arăt, pentru că am rectificat-o. Suportul are găurile astea mai mici. Nu intra șurubul pe ele. Deci sunt probabil și de la vopsea. E la limită, nu intră șurubul. A fost nevoit să bag eu un pic burghiu aici, ca să poată trece șurubul prin gaură, să-l pot prinde de suportul cutiei de viteze acolo la ghidon. Îl fac și pe celălalt repede. Nu este complicat. Și după aia montez asta. Gata. Am și o pilă pe aici pe undeva. Să dau puțin. Și așa va veni montat. O să văd aici dacă poziția este corectă sau necesită și aici un pic ajustat, mă refer la unghiul acesta. Îl prind și după aia montăm capota. Am fixat și suportul din spate pentru capotă. Capota nu este prinsă deocamdată. O să vă arăt și de ce. Capătă formă, arată bine motocultorul. Mi-am luat niște vaselină ca să dau puțin pe aceste garnituri unde se vor prinde bolțurile astea de la capotă.
Aici în spate este flexibil, deci puteți să mai trageți, să ajustați până pică pe bolți frumos. Deci nu este nicio problemă, se poate un pic mișca. La capotă, după ce o voi prinde, nu este decât mufa de la cablaj, de la faruri care vine prins aici. Deci o singură mufă, nimic complicat. Aici avem un fir de masă pe care o să văd și eu unde o să-l prind. Văzusem aici un loc, ideal ar fi fost dacă era un pic de spațiu aici să-l prind, pentru că este filetat, dar nu pot băga un șurub, așa că o să văd pe unde o să-l agăț. Ăsta trebuie pus la un șurub, nu știu, ori aici, dar e cam gros șurubul, poate mai lărgesc eu un pic papucul, dar voi vedea. Și după aia trebuie doar trase cablurile frumos, băgate aici în mufa asta, să zicem, să nu fie înșirate, și cam asta e și cu capota. Deci o să o dau jos acum ca să vedeți. Capota va proteja. O pun aici, să zicem așa, rezervorul care este de 3,6 litri. Aici avem filtrul de aer care este unul umed cu ulei, nivel aici de maxim. Eșapamentul, motorul în sine. Avem un motor de 212 cm cubi, 7 cai putere maximă, 6 cai puterea în sarcină. Este un cilindru răcit cu aer, va trebui ocazional suflat cu compresorul, să nu avem depuneri pe aici ca să avem o răcire bună. Și cam astea sunt detaliile. Eșapamentul are și deflector ca să nu vină noxele la noi. Și cam așa arată suporții de la capotă montați. O să-i dau acum cu un pic de vaselină la acele garnituri. Ca să pot să o și bag și să o scot ușor, pentru că va fi nevoie să mai scoatem capota când băgăm benzină, când trebuie să curățăm filtrul de aer. Și suportul frontal este fix, nu este, să zicem, basculabil sau. Și acum va fi mai ușor să intre în aceste găuri și să iasă. Nu mai am mult din montaj. Aici am prins deja două șurubele. Au rămas 4 de la montarea aripilor. Sunt puse provizoriu, nu sunt fixate. Mai am carcasa de aici de plastic, deci asta o să-l fixez după. Foarte bună și cutiuța de transport pentru diverse scule. Mai trebuie pus acest capac tot cu șuruburi. Aici va fi nevoie de șurubelnița care a venit în dotare, să prindem pe jos. Trebuie desfăcut însă acest șurub foarte mare, pentru că trebuie prins prin interiorul acestui capac. Dacă nu pot să fac singur, măcar unul să prind, chem pe cineva să mă ajute. Poate reușesc eu să fixez un pic. Da, cred că va fi nevoie să mă ajute cineva să-l bag. Deci trebuie băgat prin această gaură și după aia prins pe jos. Îl prind imediat. Se cam apropie de final montajul. Am prins șuruburile aici, am prins carcasa asta, bolți, siguranță,
schimbătorul de viteze. Și cam asta este. Acum este mers cu spatele, poziție neutră. Bun, funcționează bine. Mai am să-mi trag eu cablajul, să fixez și asta și este gata. Asta este tot în legătură cu montajul. Nu mai am nimic de făcut pentru diverse cabluri care vrem să vină mai bine. Avem acești șoricei, coliere din plastic, dar o să văd și eu acum cum mi le așez. După care benzină, uleiuri la motor, la cutie și facem o sfoară. Ulei de transmisie și aici ulei de motor. Pârnie. Ulei OMAC 4 timpi. Să vă spun ceva și despre ulei. Pârnia asta o am de la Dragoș. De fapt a găsit-o colegul lui Bebe și mi-a dat-o, foarte bună pentru așa ceva. Uleiul ăsta l-am băgat și la motocultivator, cel de 15 cai. A mers de două ori, ați văzut și într-un clip recent, când am lucrat cu el toată ziua. În ultima parte a clipului am fost și am frezat unde vrem să punem mazăre. De două ori, minim câte două ore, fără pauză, durație maximă, motocultivatorul. Dacă uleiul ăsta, OMAC, nu era bun, nu era calitativ, motorul ăla era gripat la motocultivator, n-a apucat să dea o jumătate de oră. Deci durație maximă cât m-a lăsat accelerația. Este un ulei foarte bun, plus că ați văzut, motocultivatorul cu freză tractată merge destul de ridicat de față și lăsat pe spate. Mulți chiar m-am primit comentarii și spuneau că poate nu are ungere bună pentru că merge așa. Dar nu e problemă nici de ungere și uleiul a rezistat foarte bine. Ăsta e 0,6 litri, atâta intră în acest motor, atâta e recomandarea, un bidon din ăsta și îi fac nivelul. E un pic lăsat pe spate ca să bag direct uleiul, fără să-mi curgă pe la filet pe în față. După care îi pun bușonul și îl închid. După aia trecem la cel de transmisie. Trebuie să-i bag ulei și la filtru de aer. De asta nici nu i-am fixat încă capota, ca să-i bag și la filtru, să-i bag și benzină și să-i facem o sfoară la micuțul MC700. La transmisie 0,9 litri, T90, ulei OMAC. Se bagă pe aici. Pun cârpa aici. Aici va trebui să bag mai încet pentru că pâlnia lovește o roată dințată în interiorul cutiei și nu va intra repede. O să bag încet ca să nu-mi curgă pe lângă cutia de viteze în jos. Avem două trepte de viteză față, una spate, un mers neutru pentru motor și viteza axului la freză 120 RPM, rotații pe minut, probabil viteza maximă. Bidonul este de 1 litru. Trebuie să-mi rămână cam 100 de mililitri în el. Voi băga destul de încet. Să pun și cârpa aici în cazul în care iese cumva ulei. Mi-a mai rămas puțin ulei aici. Mai bun să băgăm și la filtru de aer.
O să-i dau jos și protecția asta, pentru că asta arată bine fără. Aici sunt bureții și pe ăsta va trebui să dau cu puțin ulei și să pun aici. Deci vedeți că este totul foarte simplu. Eu l-am înclinat motocultorul. Nu o să fie fix în nivelul când pun acum. Aveți grijă să nu băgați pe gaură să se ducă în motor. Așa. Aici nu trebuie pus mult, dar e bine să fie și pe acest filtru puțin, ca să oprească mai bine praful. Câteva picături și îl întind eu frumos. Era bine să-l scot. Așa. Intră aici și mai oprește din praf. Haideți să-l pun așa, cu etichetele cum a fost. Asta e tot aici. Aduc o canistră cu benzină. Nu strâng tare. Să-i bag și benzina și parcă am fi pregătit. O să-i pun capota după aia. Pun și eu cablajele și cam asta este. Haideți că am venit și cu benzina. Ce plină era canistra. Are nivel de maxim în sita rezervorului. Eu oricum nu o să bag foarte mult pentru prima pornire. Aproximativ să treacă benzina peste sorbul din interiorul rezervorului. 3,6 litri are rezervorul. Fiind un motor mic, nu o să consume mult. Haideți că am prins și cablurile cât de cât, deci totul este provizoriu. Am prins și eu cu niște șuricei din aia de plastic. Acum să vedem și o pornire. Buton on pentru motor, puțin accelerație, robinetul este deschis la benzină, șoc, am și un buton aici, am două butoane on-off, sper să fie în regulă pentru pornire. Ia, să luăm așa, să vedem cum se aude. Îl pornesc. Accelerație la minim încerc să o duc. Îl las totuși puțin să se încălzească. Ia să văd. Foarte funcționează. Am prins bine. Da, merge și farul. Văd dacă duc accelerația la minim, mai am un pic din cursă. Se oprește motorul sau? Nu. Ăsta este relantiu. Merge frumos. Silențios, frumos. Sper că auziți. Ia dacă mă dau puțin mai departe de el. Ce frumos toarce.
I-au zis că sunt chiar lângă el. Se pare că nu zdrâncă neroata aia pe față, cel puțin nu la turația asta. Hai să încerc să vedeți și LED-ul. Dacă pâlpâie pe cameră, se întâmplă pentru că așa fac farurile cu LED când sunt filmate. Lumina este continuă, dar așa le sesizează camera. Poate și un pic vibrația. Sunt destul de puternice, dar merge foarte frumos. Merge frumos, frumos. Să vreau să îi pun și frezele, să facem și la freză o măsurătoare, să vedem distanța maximă de freză și poate ceva despre distanța minimă. Și să vă arăt ceva interesant la maneta de ambreiaj. Nu-l țin mult pornit pentru că la astea pe curea nu e bine să fie pornite prea mult timp, dar super frumos se aude, deci merge super frumos motorul ăsta, 212 cm cubi. Bun, bun, să-i pun și frezele, să vedem cum arată și cu freze. Am montat și frezele. Cam așa arată. Haideți să vă arăt mai întâi la maneta de ambreiaj ceva ce îmi place. Ia uitați aici. Este cu sistem de blocare. Că tot vorbeam eu cu Georgica mai de mult și îmi spunea de manete din astea de ambreiaj. Asta de la OMAC are în standard. Observați siguranța. Acum nu merge acționată. Trebuie împins acest buton și după aia te lasă să o strângi și o poți bloca. Nu prea pot eu, cu o mână am reușit. Și nu-ți mai obosește mâna când lucrezi, să ții maneta. Ia, o strâng puțin, gata. Super tare, like. Haideți să pun eu camera și să fac o măsurătoare. Frezele sunt chiar mari, nu văd nimic acum din cauza soarelui, deci frezele sunt chiar mari. O să vedem distanța de lucru maximă, așa cum sunt ele, distanța minimă, o să vă mai spun eu un detaliu despre distanța minimă și cât este din vârful cuțitului până în vârful cuțitului, ce diametru au. Haideți să vedem prima dată așa. Sunt foarte mari, așa cum v-am spus. 37 de centimetri. Din vârf până în vârful celălalt de la cuțitul opus. O să încerc acum să aflăm și lățimea maximă de lucru. Sper să pot pune ruleta din taler să și stea. Deci, încerc așa, s-a prins acolo de taler, 91 de centimetri din taler în taler, dar aici talerele observați că nu au o formă dreaptă, deci se poate ajunge undeva la 93 de centimetri. Haideți să încerc să măsor, pentru că sunt segmentabile, distanța de lucru minimă dacă scoatem. Ia să văd, a ajuns cum trebuie. Da. Dacă scoatem un rând de cuțite, trebuie să rămână cu câte două pe fiecare parte, pentru că altfel nu se poate lucra numai cu câte unul. Deci rămân două rânduri de cuțite pe fiecare parte. 51 de centimetri mi-arată aici, 51. Dar
se poate micșora această distanță printr-o rocadă. Deci printr-o rocadă a cuțitelor, două pe o parte, două pe o parte. Măsor aici la cele care sunt orientate către interior, pentru că vor trebui puse toate cuțitele pe interior și se poate ajunge undeva la 44 de centimetri. 44-45 de centimetri, să zic. Pentru că vor veni 43-44 de centimetri. Vor veni întoarse astea din exterior către interior. Pe partea asta o să avem toate cuțitele în interior, dar se poate face operațiunea numai prin rocadă, două de acolo cu două de aici. Dacă aveți rânduri foarte înguste, puteți ajunge undeva la 44 de centimetri, 45 să luăm așa rotund cu aceste freze. Se scoate de aici bolțul, se scoate un rând de cuțite cu talerele, bineînțeles, date jos și obținem acea distanță. La distanța minimă, probabil din manual, sunt calculate și talerele, 55 de centimetri sau ceva de genul ăsta, dar ați văzut că are cam 51 de aici până aici. Și cu talere, probabil 55 de centimetri. Aici este un lucru foarte bun. O să iau camera să vă arăt, că este un detaliu important pentru frezat. Un detaliu care îl cunosc de foarte mulți ani. Haideți să mergem pe partea asta unde e mai umbră. Deci, frezele sunt foarte bine făcute. La ce mă refer? Distanța de la taler la vârful cuțitului, asta este cea normală. Dacă trebuie să avem cam 7 cm, observați, cam acolo suntem. 6-7 cm, ceva de genul ăsta. Dacă talerul este prea aproape, să zicem că talerul vine pe unde am eu ruleta, se încarcă cu pământ între taler și freză și devine tăvălug. Așa cum este făcut acum, ea poate să arunce pământul când se învârte și să rămână freza curată. Deci foarte bine sunt făcute. Acum 7, 8, 9 ani, când mi-am luat prima motosapă, a trebuit să îmi prelungesc eu acolo și să cresc distanța respectivă, pentru că se făcea freza tăvălug. Foarte bine. Cam așa arată. Merge frumos. Frezele sunt foarte ok. Aproape un metru lățimea de lucru. Bun. Poți intra și la porumb și la rânduri chiar un pic mai înguste. Pe la cartofi. Bun, bun, bun. Îmi place. Faruri LED frumoase. Cupla în spate, nu mai zic, e strong. Cuplă de motosape foarte mare, foarte solidă. O să-i pun și eu roțile înapoi. Îmi place noul MC700 de la OMAC. Eu și Ramona abia așteptăm să-l punem la treabă, dar până voi reveni cu un nou clip pe canal, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă. O să-i mai fac o pornire, o să pun doar butonul ăsta pe on, pentru că ăsta e deja pe on, șoc. Ce frumos merge! Ce frumos!